Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Călăraș, împreună cu procurorii DICOT, Biroul Teritorial Călăraș, au documentat activitatea infracțională a unui bărbat bănuit de trafic cu droguri de mare risc. Săptămâna trecută, polițiștii au efectuat o percheziție domiciliară în București la locuința unui bărbat bănuit de trafic cu droguri de mare risc. În urma percheziției, polițiștii au indisponibilizat un kilogram de cannabis, două grindere, 11.880 de lei, un cântar electronic de precizie și două telefoane mobile. Din cercetări, a reieșit că în cursul anului 2020, bărbatul ar fi comercializat droguri de risc în municipiul București. Persoana în cauză a fost reținut pentru 24 de ore pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc, iar în data de 3 septembrie, magistrații din cadrul Tribunalului Călăraș au emis mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele acestuia. Acțiunea a beneficiat de sprijinul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din Poliția Română. La activități au participat și jandarmii.